Forțele ucrainene au eliberat de la începutul lunii septembrie peste 1000 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat de Rusia, a anunțat joi noapte președintele Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic. Mai mult, Ucraina intenționează să ceară Rusiei despăgubiri de război în valoare de peste 300 de miliarde de dolari, potrivit ministrului ucrainean al Justiției Denis Maliuska. În cursul operațiunilor de apărare, în curs de desfășurare, eroii noștri au eliberat deja zeci de așezări. În total, peste o mie de kilometri pătrați din teritoriul nostru au fost eliberați de la 1 septembrie. Zelensky confirmase anterior că forțele ucrainene au preluat controlul asupra orașului Balaclia în regiunea Harkov, un alt indiciu că această contraofensivă împotriva trupelor ruse progresează în estul țării. Alți 650 de soldați ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, potrivit ultimei actualizări a Ministerului ucrainean al Apărării. În bilanțul postat pe Twitter se precizează că pierderile de personal ale Rusiei de la începutul războiului au ajuns la 51.900, în creștere față de 51.250 cât erau înregistrate joi. Ministerul ucrainean al Apărării a adăugat că de la începutul invaziei Rusia a pierdut un total de 2.122 de tancuri, 4.500 75 de vehicule blindate de luptă, 239 de avioane și 211 elicoptere. Între timp, Ucraina intenționează să ceară Rusiei despăgubiri de război în valoare de peste 300 de miliarde de dolari, potrivit ministrului ucranian al justiției Denis Maluska. Oficialul a precizat că cifra de 300 de miliarde de dolari reprezintă valoarea totală a activelor pe care Banca Națională a Rusiei le deține în țările membre ale grupului celor șapte state cele mai industrializate din în lume cum ar fi Sua, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie și care au fost înghețate în baza sancțiunilor impuse Moscovei. Pe lângă accesul la fondurile înghețate ale statului rus, Malusca a declarat că Ucraina dorește totodată confiscarea activelor din străinătate ale companiilor de stat rusești și ale proprietăților de la oligarhii ruși.